Bine v-am găsit la un nou episod din seria de evaluare. Astăzi vom discuta despre cum evaluăm cotul. Ca să ne fie mai ușor să facem și să trecem prin această evaluare și să înțelegem principial ce urmărim, ce structuri vizăm atunci când ne intră un pacient pe ușa cabinetului, cu o disfuncție la nivelul cotului, luăm un pic structurile pe căprării ca să nu scăpăm ceva, ca să fim siguri că nu scăpăm ceva. Și atunci începem direct cu structurile osoase, cu structurile dure și alea vor fi oasele. Și avem la nivelul brațului humerusul, iar la nivelul antebrațului avem două oase, radius și ulna. Și începem în primul rând cu humerusul, pentru că este cel mai proximal de trunchi și avem la nivelul humerusului diferite tipuri de fracturi care sunt posibile fisuri sau mai rău fracturi. Începem cu cei mai rău că fisurile țin doar de imobilizare și vom discuta în alt episod despre acest lucru și acest lucru poate fi evidențiat de imagistic pe o radiografie. Însă, haideți să discutăm despre fracturi, că acestea vor implica Timp de imobilizare diferit, timp până la care să pot începe să pun presiune diferit, redore articulare și alte cele, și atunci consider că e un pic mai important să vedem fracturile. Iar fracturile putem să le clasificăm după mai multe feluri. De tip 1, 2 sau 3 este în funcție de nivelul de deplasare. Adică există o fractură, ea poate să fie și mare, însă structurile fracturate, adică părțile acelei fracturi, dacă să presupunem că osul s-a rupt în două, nu sunt deplasate sau sunt minim deplasate, atunci cel mai probabil se va sugera ca doar imobilizarea să fie făcută. Dacă avem o deviere câțiva milimetri, un procentaj ca să îmi ducă distanța din articulație și în funcție de cât de departe de articulație este sau cât pe corp os este. În funcție de articulație, ziceam că e important să ținem cont de asta căci dacă este prea intraarticular sau periarticular s-ar putea să ne perturbe activitatea de flexie, de extensie, de pronație, de supinație la nivelul cotului și atunci ar putea automat să ne ducă într-o direcție de mai disfuncțională decât cele fără deplasare, sau undeva mai în sus pe humerus. Dacă de data aceasta fractura nu este, cum am zis, cu deplasare, fără deplasare, și este pe mai multe bucăți, mai complicată, cominutivă, adică în fragmente mai mici, treburile se complică, va trebui o intervenție chirurgicală ca să se asigure că atunci când se vindecă, pentru că și dacă e. Pulverizat. El se va vindeca într-o măsură, însă felul în care se va vindeca va da naștere disfuncției: adică nu voi mai putea să-mi folosesc cotul cum vreau, și mă, mă trezesc că la final de atelare, de imobilizare, cotul îmi va fi blocat. Iar de un cot blocat nu mă pot deservi să ating activitățile și obiectivele zilnice. Pentru că trebuie să fac multe lucruri într-o zi, și atunci, dintr-o dată, devin disfuncțional. Și trebuie să mă gândesc cum să fac toate activitățile dintr-o zi doar cu o mână sănătoasă, fără să mă mai pot folosi de cealaltă. Haideți să vedem cum arată o radiografie a unui humerus deasupra epifize, adică unde e paleta, vedem că arată ca o paletă, e mai lată, cu un epicondil medial, unul lateral și e destul de largă. Numim epifiză capătul osului, iar diafiză partea lungă, corpul osului. Iar o fractură putem vedea când epifiza rămâne și undeva pe la centru ei, se rupe. Aceasta este o fractură humerală distală și putem vedea că ea poate fi redusă, poate fi ancorată cu plăcuțe, cu șuruburi și alte cele. Putem să avem efectiv întreaga epifiză distrusă, fracturi cominutive și vom vedea că atunci vom avea tot felul de meșe sau plăcuțe și șuruburi și cuie și alte cele, dar putem avea și o fractură Complexă și pe oasele celelalte. Vom vedea imediat în care atingem poate și radiusul, și ulna, și humerusul, sau poate numai humerusul și ulna. Avem diferite variante. Văzând cum arată radiografiile acestea, mergem mai departe și ne uităm la radius cum arată în momentul în care avem o fractură. Și cum putem face fracturi la radius? Diferite căzături și presiunea humerusului pe radius într-o răsucire poate să genereze această efectiv despicare, exact ca și un ic, Ajunge humerusul să preseze radiusul central, iar dacă se folosește și o acțiune de rotație în radius, deci facem o pronație sau supinație, s-ar putea să îl efectiv despice și putem vedea cum arată. Avem iarăși lovituri directe cu ranga, cu bastonul, cu un. Bocan, adică cineva cu un bocan cu un fleg metalic ceva, dă un șpiț direct în radius și automat se crapă. În diafiză, mai în sus, epifizo, diafizar, avem variante și va trebui să fie redus și stabilizat cu o plăcuță și șuruburi, după cum se poate observa. Mai avem acum alte tipuri de fracturi pe al treilea os, pe ulnă și ține minte, găsim ulna, avem olecranul, avem capătul ulnei, olecranul numim capătul ulnei și acesta în extensie intră în foseta olecraniană, în gaura cea din humerus posterior și se înlăcătează. Știm că în momentul în care mergem în extensie avem 0 grade sau avem, putem avea o deviație de 10 grade în extensie ca și adaptare, nu mai mult că deja mergem în hiperextensie și vorbim de alte lucruri. Uneori oamenii tin să ia prea în serios ce văd la televizor, din păcate, și filmele cu Jean-Claude Van Damme, filmele cu Bruce Lee, filmele cu supereroi, pentru că sunt tot mai la modă, indiferent că vorbim de DC sau Marvel sau alții, ne dau impresia că lucrurile stau foarte interesant și că noi avem putere în cot și că dacă am văzut pe cineva la televizor mai slăbus decât noi că sparge plăci, cărămizi, bări, copaci, gheață, mai știu eu ce cu cotul, putem încerca și noi. Ei încercăm și cotul nu rezistă rare o rezistă și se distruge și atunci trebuie să ajungem să facem intervenții, să reducem, să îl efectiv împânzim ca să stabilizăm bucățelele sparte, că gândiți-vă, nu suntem atât de tari, iar osul are limite unii oameni învață pe pielea lor care sunt limitele, doare, e un pic inconvenient, trebuie să ia un concediu medical sau pauză, și după aia când revine în activitate, e un pic de muncă, trebuie făcută recuperare. Și atunci își află limitele și vor fi mai temperați, măcar în viitor. Sper eu, adică nu o să repetăm la nesfârșit aceleași chinuieli, decât dacă e masochist omul. Dar mai sunt și oameni din ăștia și respectăm și dreptul omului de a fi masochist. Sper că nu sunt foarte mulți, totuși. Indiferent că avem unul din oase, două sau toate trei, vor fi fracturi, adică politraumatisme sau un singur traumatism, vom avea niște modificări. În primul rând, dacă ne uităm din exterior până să ajungem la radiografie, cel mai probabil structura anatomică, humerusul, brațul sau antebrațul nu va arăta cum trebuie, va arăta deformat, deviat de la forma anatomică corectă. Cine nu a văzut Sistemul osos, îl recomand cu căldură să-l vizioneze ca să înțeleagă mai bine despre cum este structura osoasă, ce presupune sistemul osos, cum se vindecă sistemul osos. Și cine a vizionat, dacă nu merge și vizionați, știe cât de bine irigat este structura osoasă, este osul și dacă avem o fractură, o fisură, deci osul devine lezat, se lezează și vasele de sânge care îl irigă și automat în momentul în care avem o leziune vasculară din cauza osului, ce va presupune? Că va sângera. Acum, în funcție de cât de mare este, se va aduna lichid, adică sânge în primul rând, care va avea altă culoare și atunci zona e nu doar că va fi deformată, va avea și o schimbare de culoare, va avea o altă temperatură, va dura destul de tare. Deci avem niște semne după care să ne ghidăm că lucrurile nu sunt în regulă și ar trebui să meargă de urgență la spital și să facă următoarele teste. Adică un ortoped o să-i ceară în continuare să mai facă și alte lucruri. În primul rând să facă un RX ca să vadă ce se petrece la nivel osos și după aia să vadă și țesutul moale sau alte lucruri ca să își dea seama ce s-a întâmplat. Dacă tot am zis de țesut moale, mergem mai departe și discutăm și de potențialele distrugeri, leziuni parțiale sau totale ale țesutului moale. Luăm frumos și începem cu flexia și de cele mai multe ori trebuie să discutăm despre oamenii care ajung să aibă probleme, să cei oameni care tot din exces de zel, vor să facă o tracțiune cu o mână, vor să ridice o greutate prea mare, fie cu două mâini, fie cu amândouă, să facă un deadlift pentru că de ce nu, dacă unul o putu ridica peste jumătate de tonă, 500 și nu știu, 1 2 3 kg, și eu pot, că el nu e așa de mare totuși dacă stau să mă gândesc, eu am 140 de kg, evident nu eu, alții. Și pot să ridic și eu. Da, da, acel om care a depășit recordul ăsta de a ridica efectiv peste o tonă, a ajuns acolo. Nu este un om care stă pe canapea sau lucrează la birou și are doar exces de zel, nu și antrenament. Și în momentul în care faci activități te implici în acțiuni care depășesc resursele tale, te poți trezi cu grave traume. Și una dintre aceste grave traume atunci când tragem din membrele superioare este să ți se rupă bicepsul. De cele mai multe ori se face printr-o ruptură, fie tendinos pe la jumătate, mai aproape de corpul muscular, rare ori mai aproape de inserția pe antebraț și trebuie intervenție chirurgicală, acesta trebuie cusut, durerea este mare, după ce este intervenit chirurgical asupra tendonului, trebuie să se imobilizeze o perioadă, după care să înceapă perioada de reabilitare. Cum știm că s-o rupt? Foarte simplu, nu mai funcționează sau Putem folosi brahioradialul pentru un pic de flexie, dar bicepsul e principal. Și dacă se desprinde, automat se duce și vedem cum ne scade capacitatea aproape total de a face flexie. Și chiar dacă am încercat noi să facem din brahioradial, vă zic eu că nu o să poată, pentru că doare. Doare îngrozitor, adică el dă comandă către biceps, bicepsul... Se mișcă și se ridică, dar partea ruptă va fi trasă și târâtă pe sub piele, pe lângă os, acolo este deja inflamație, este o reacție involuntară de imobilizare în zonă, va dura teribil. Deci nu e indicat să cerem să facă flexie, dar se și vede. Dacă se întind coatele, vom vedea diferența între biceps de pe un braț și celălalt. De asemenea, va fi o structură irigată și vom avea și hemoragie. Se vor rupe vase de sânge, va sângera, se va schimba culoarea, se va ridica temperatura și am zis înainte că va dura. Între țesuturile moi, următorul lucru pe care tind să-l menționez la cot este tricepsul, și sunt diverse persoane care împing prea mult deasupra capului, duc într-o zonă foarte alungită, pun o greutate prea mare, împing, uneori tinde să se rupă. De cele mai multe ori, prin căzături, cu bicicleta, la fotbal prin foarfecă, încearcă să facă o foarfecă, că vedem la EA Games pe PlayStation că ăla face, îl vedem la Eurosport sau la Champions League sau că ne uităm la indiferent ce fotbal, mai cu sud-american care sunt, să fim serioși, mai acrobatici și mai impresionanți în stilul de joc. Omul de rând de asemenea, el nu s-a antrenat, nu s-a pregătit, nu înțelege exact mecanismul prin care se fac acele tricuri fotbalistice și efectiv cădem într-o zonă de necunoaștere, picăm pe mână într-o poziție prea întinsă, încercăm să amortizăm, deși contractăm mușchiul, iar tendonul are și el limitele lui și se rupe la un moment dat. Uneori se rupe de la nivelul structurii țesutului conjunctiv, exact în tendon, între mușchi și inserția pe olecran, deci se prinde de ulnă. Uneori avulsionează și rupe o bucățică de ulnă și o duce în sus. Tendonul rămâne intact, dar nu mai e ulnă. Uneori acesta se coase, alte ori se pune un endobuton, alte ori se fac diverse intervenții. Aici nu este treaba noastră, aici este treaba ortopedului și și-o face foarte bine. După intervenția chirurgicală apare un pic de imobilizare și automat, după, la foarte scurt timp, 3-4 săptămâni, se poate începe iar sfatul meu indiferent de care țesut moale este vorba după timpul în care nu pun presiune că este în formare de calus, în formare de o structură fibroasă, destul de fragilă, destul de friabilă, noi știm să nu punem și când zic noi, mă refer la specialiști în reabilitare posttraumatică. Noi știm să nu punem presiune pe focarul de agresiune, însă foarte mare atenție că sunt articulații precum este umărul care se blochează foarte ușor. Iar dacă se blochează, este de două ori mai greu sau de trei ori mai greu pentru că pe lângă redoarea ce o vom resimți la nivelul cotului, vom avea și alte articulații blocate și atunci Vin la noi ca să facă recuperare, nu ca să punem stres pe focarul de agresiune care încă este de lăsat în pace, vine la noi să ne asigurăm că celelalte articulații sunt la nivel normal și că poate să-și continue viața adaptat, fără să-și pună stres pe focarul de agresiune, în timp ce își face absolut toate activitățile curente. Și este important să facă totul la termenii esențiali, iar în momentul în care se trece peste timpul acela de recuperare, să și înceapă. Cum știm că s-a dus tricepsul? Păi nu mai poate să-l împingă, nu poate să extindă cotul dacă e dintr-o poziție de extindere. Da? pentru că nu mai are pe ce se prinde de ulnă și atunci forța exercitată de contracția musculară a tricepsului nu își mai atinge scopul. Pe lângă lipsa de execuție mecanică la nivelul extensiei cotului vom avea și celelalte semne pe care nu o să le mai menționez decât acum în celelalte țesuturi moi sau alte tipuri de leziuni de roșală, de schimbarea culorii, de schimbarea temperaturii zonale, de durere. da, Deci astea vor apărea în zona traumatismului produs anterior. A venit vremea să discutăm și despre tennis elbow și despre golfer's elbow. Hai să începem cu tennis elbow. Amândouă sunt frecvente, aș zice că tennis elbow eu cel puțin am mai des în cabinet dar am avut și golfer self și dacă e să ne luăm statistic după ce îmi vine mie în cabinet mai frecvent nu e relevant deci hai să le vedem pe amândouă despre ce e vorba Penis elbow, după cum am zis, este o afecțiune care o resimțim în partea exterioară a humerusului, pe partea laterală a cotului, medial, mai aproape de linia axului central, lateral, mai în afară, da? Și atunci, în epicondilul lateral pe humerus, ce se prind? Extensorii pumnului, extensorii mâinii, da? Iar în momentul în care facem extensie mână, de ce îi zicem tenis elbow, avem racheta, cu racheta facem o, un rever, da? Sau cu racheta, când servim, poate să mai meargă racheta și merge în flexie. Dacă merge în flexie cu racheta, ce se întâmplă? Se alungește uh, musculatura extensoare a pumnului și în zona lungă, cu greutate, cu contracție, că nu vreau să-mi rup încheietura pumnului, acesta devine tensionat. Dar și la rever, din zona lungă, fac contracție de scurtare și se și vede cum se contractă în partea lungă și se prinde de epicondil. Păi, acest lucru de foarte multe ori cu contracție și pe zona cea mai lungă, totdeauna avem contracție, ba excentrică, ba concentrică. La un moment dat vom dezvolta o inflamație, o iritare. Și vom vedea când discutăm de partea nervoasă că mai prindem și nervul radial care trece prin zona aia și uneori trebuie să facem diferențial în cele două, că poate să fie una, poate să fie alta sau poate să fie amândouă. Și trebuie să verificăm cum e testul, ducem în zona lungă, punem contracție, vedem că ea aia ne-am oprit. Dar nu este tenis elbow că, dacă e să fim serioși, revin cu ce îmi vine mie în cabinet mai frecvent. Să știți că mie, eu sunt din Cluj și lucrez în Cluj și la noi se construiește foarte mult acum, în această perioadă. Și îmi vin foarte frecvenți oameni care lucrează în construcție, mai ales în zidărie, și dau cu mistria dacă puteți să urmăriți, ca și la tenis, doar că e cu glet pe perete și te încuială. Și deseori vin cu durere aici și nu știu ce fac, că ajung cu o durere și o inflamație atât de mare încât implică în cele din urmă și nervul radial, iar dacă îmi prinde nervul radial, ajung până în punctul de nu mai pot să țin nici măcar o bagnotă de un leu, un șervețel sau parul cu apă ca să beau. Așa de rău poate să ajungă. Imobilizare, dozare graduală a exercițiilor, crescut de resurse în funcție de durere, dar asta este o discuție pentru parte terapeutică și nu pentru parte de evaluare. Însă, ca test, toate informațiile acestea sunt bune să știți că vă aflați acolo. Dacă nu știți că e unul, că e altul, vedem la nervi imediat ce putem face ca să distingem între e de la mușchi sau e de la nervi. Următorul este golfer's elbow. Vedem acum că pe partea opusă a tenis elbow, deci nu pe epicondilul lateral, ci pe epicondilul medial, avem flexorii. Iar flexorii pumnului se prind exact acolo, după cum putem vedea pe epicondilul medial. De ce zicem la golf? Păi imaginați-vă noi, avem mai puține zone în care se joacă golf, dar avem. Pentru cine vor, pot să meargă la Alba Iulia. În momentul în care avem crosa în mână, în momentul în care avem swing-ul posterior, în momentul în care lovim, facem același lucru exact ca la tenis, numai că în cauza noastră ne ducem cu racheta de tenis sau cu mistria, ci mergem cu crosa de gol și de data asta mergem în sens invers, iar făcând asta repetitiv de o serie mare și un număr mare de repetiții, automat ne vom trezi cu același lucru, doar că de data asta nu pe extensorii pumnului, ci pe flexorii pumnului. Dar principiul este același. Aici, față de cel radial, e un pic mai greu să zicem că da, ăsta este, deoarece nervul ulnar da, merge un pic pe altă zonă. E foarte apropiat, dar se poate distinge foarte ușor, și vedem la nervi imediat cum facem diferențierea mult mai ușor față de cel radial. Cotul, totuși, stă stabil, nu fuge de la loc. Și atunci vrem să vedem, merge în extensie și avem 0 grade, sau cum am zis, putem să mai ducem încă 10 grade peste într-o hiperextensie sau într-o hiperextensie ușoară mai degrabă și ne ducem activ până la 140. Sigur că putem pasiv să mai insistăm, dar activ adică cât trage bicepsul și nu că mi-ating degetele, ci că mi se duce antebrațul față de braț. Dincolo de asta, mai vreau să văd și pronație, supinație și că merg toate gradele, dar nu mai mult, nu mai puțin și tot timpul compar simetric să mă uit și la membru superior contralateral neafectat, că este foarte important. În momentul în care vorbim de stabilitate și verificăm toate acțiunile astea și dorim să aflăm dacă se află în relativ parametrii pentru ce considerăm normal într-o amplitudine de mișcare normală a cotului la majoritatea oamenilor sau verificăm simetria cu membru contralateral neafectat. Pentru că unii sunt mai mobili decât alții, alții sunt mai rigizi decât alții și de aceea verificăm și simetric că nu înseamnă neapărat că nu e chiar ok dacă nu e fix în parametri, că e un pic mai mult sau e un pic mai puțin, că poate să fie ok și funcțional. Și în momentul în care verificăm și zicem că vrem să vedem dacă o articulație are stabilitate și se aplică la toate articulațiile, verificăm de fapt ce? Structurile ce ne dau stabilitate. Ce ne dă stabilitate? Țesuturile conjunctive de legătură osoasă, ligamentele. Și avem ligamente între toate oasele pe care le-am discutat. Iar în momentul în care cădem, sucim, luxăm mâna, ne trezim că ligamentele se rup, pentru că ele au o limită și limita asta de obicei e dată și de nivelul de flexie, extensie, pronație, supinație. Asta ne limitează de obicei capătul, nu totdeauna, de cele mai multe ori. Dacă mergem peste și mergem peste tare pentru că am folosit o forță neconformă, cu rea, am căzut pe ea și putem vedea cum băieții se iau la trânte, din greșeală cade și pac, iese. Dar de asemenea ne mai putem uita și la lupte, MMA, orice fel de grappling, de la judo, jiu-jitsu, krav maga orice, putem să intrăm într-o cheie, să ducem peste, știți ce ziceam, ori în pronație, ori în supinație, cu o flexie, cu o extensie sau hiperextensie și forțăm ligamentele și ne trezim că ele se rup. Nu mai pot să oprească cotul să rămână la gradele necesare, pentru că forțe externe solicită să depășească și ele se rup, că ele nu sunt niște elastice care pot fi întinse și brus vin la poi. Ele pe capătul cursei încearcă să țină acolo articulația. Dacă forțele depășesc capacitatea lor de a bloca articulația, totul merge peste și se rup. Trebuie să vorbim și de acea deviație naturală pe care o întâlnim aici la articulația cotului și vorbim de deviația naturală în valgus, adică mai pe românește ixos. Dacă ar fi să tragem o linie prin humerus și o linie prin antebraț, vom vedea că nu este o linie dreaptă. La nivelul cotului, linia antebrațului continuă ușor în unghi spre exterior. Ce unghi? Adică, dacă am continuat linia humerusului și am trasat o altă linie antebrațului, vom vedea că se formează între linia proiectată de la humerus înainte jos, față de linia proiectată de la antebraț, vom crea un mic unghi. Acel unghi poate să fie undeva 10, 8, 13, 15 grade. Deci, mic, nu foarte mare. Însă, uneori. Când forțăm, se poate întâmpla să iasă mult în afară sau să meargă înăuntru. Se poate să consolidăm o fractură în mod viciat ca capetele osoase de la fractură să rămână într-un unghi și implicit în momentul în care se consolidează ca unghiul acela să rămână și îmi va vicia funcția cotului pentru că dacă nu v ați pus vreodată problema de ce atunci când veniți de la piață sau de la supermarket încărcați cu plase, de ce puteți să umblați atât de bine deși încărcați ca niște asini cu ele fără să vă dați cu ele de picioare? din cauza acelei deviații. Deși sus stă drept și umerii ancorați, pentru că antebrațele în mod natural au acea deviație înspre exterior, pot să car plasele fără să am o problemă să mă lovesc cu mâinile de șolduri, de picioare și așa mai departe. Și foarte important să observăm și acea deviație normală, și nici de cum ca ea să fie dreaptă sau mai rău în varum, înăuntru, dar nici să meargă cu mult prea în afară, deoarece vom forța articulația și implicit ligamentele și alte structuri, posibil nervoase sau tendinoase sau de altă natură. Deci avem grijă și de acest aspect. Am văzut ce ține articulația în loc, adică ligamentele, și vedem acum că dacă se pun forțe externe mai mari decât capacitatea de a rezista a ligamentelor, acestea se duc și îmi dau niște feluri de luxație. Și vom avea luxația posterioară. Și vedem pe radiografie, ne orientăm față de humerus. Dacă olecranul iese și merge posterior față de humerus, și se vede foarte frumos în radiografia de față, numim o luxație posterioră și vedem și în imaginea de față, vizual, fără să avem radiografia, putem contura olecranul cu mult posterior față de membrul contralateral neafectat, adică acela are un aspect frumos, uniform, anatomic, iar ăsta este așa ca un cioc în afară după cum putem observa. Avem și vizual deformarea nu arată anatomic cum ar trebui, avem și radiografia care ne confirmă. Nu se văd fracturi, însă el nu mai e la loc și atunci nu bănuim că e rubligament, e rub ligamentul. Nu mai are ce să țină asta la loc. În partea opusă de luxația posterioară, intrăm în tărâmul luxațiilor anterioare aceeași poveste și se vede foarte frumos cum humerusul rămâne pe loc, holecranul iese înaintea humerusului, se încalecă unul pe altul. Nu se vede din fiecare poziție anterior sau posterior, din profil se vede cel mai bine avem aici de față. Sigur, unii pot să-și dea seama și altfel, dar cel mai vizibil este să faci cel puțin două, trei unghiuri și atunci poți să pui în evidență cu certitudine despre ce e vorba. Avem acum și luxația medială și vedem în luxația medială că, după cum ziceam, avem radiusul în lateral, ulna în median, mai aproape de corp. Iar dacă ulna iese mai în afara humerusului, iar radiusul ajunge cumva central pe zona... Trohleiei humerale și capitelul rămâne descoperit pe filmul lui, știm că vorbim despre o luxație medială. Dacă în cealaltă direcție, acum, radiusul iese în afară, iar ulna merge pe zona capitelului sau dincolo de ea, vorbim de o luxație laterală. Deci, îmi iese antebrațul în exterior vizual vă puteți imagina că este linia humerală, medială e când îmi vine înspre înăuntru corpului, continuarea antebrațului, iar laterală este când humerusul merge înainte, iar linia antebrațului iese înspre lateral, înspre exterior față de corp. Mai avem încă un context de luxație în care radiusul și ulna pleacă divergent, merg în direcții opuse una de cealaltă. Însă acest tip de luxație este unul mai rar întâlnit, așa că nu vom pierde foarte mult timp cu acesta, decât că există și el și e bine să ținem cont și de el. Tot redus va ajunge, tot de către chirurg ortoped. Hai să vorbim câteva secunde și despre artrită. Uneori putem avea inflamații, putem avea abuzuri și aici când zic de abuzuri mă refer la gimnastică pe asfalt, pe iarbă, căzături, traumatisme dure și alte asemenea acțiuni dure, agresive, care s-ar putea să ducă la lezarea cartilajului. Acum să vă zic drept, nu sunt atâta de frecvente. Sunt mult mai frecvente la nivelul umărului, la nivelul încheieturii mâinii decât la cot, dar există și ele, trebuie să ținem cont de ele și le verificăm în cazul în care sunt. Vom vorbi mai în detaliu la partea de terapie despre ce putem, ce nu putem face, dar ținem cont și de asta. Dacă există, ea poate fi pusă în evidență și la RX, dar poate fi pusă și la un remene cu atâta mai evident pentru că se văd absolut toate structurile. Pe lângă faptul că nu există radiație ionizantă în remene. Trebuie să vorbim și despre o altă parte care poate să ducă la această artroză, la artritele reumatoide, la cele boli inflamatorii autoimune. Deci când imunitatea începe să-mi atace țesutul conjunctiv, capsula sinovială și structurile aceste conjunctive din articulații, odată cu apariția inflamației, cot face parte din membru superior a mișcare și încărcare la nivelul acestei articulații cu inflamație și deformare sigur voi altera structura și voi conduce în timp spre erodare, eroziune la nivelul acestui cartilaj și deformarea articulației și atunci mi se limitează funcția și apare durere pe motive structurale. Există și acest fel. Însă atunci când bănuim și suspectăm că ar fi cazul de așa ceva, trimitem către reumatolog să-și facă testele pentru că sunt și în alte zone durerile nu îți justificate de efort sau de o activitate anume sau de o, un eveniment traumatic anterior, apar dispar, sunt atipice. Ne putem gândi și la partea asta, Desigur, ne putem gândi și la o infecție, care vine de cele mai multe ori și cu alte simptome și febră și așa, dar se depistează la sânge aceea. Când merge la reumatolog, poate să depisteze că e una, că e alta și se verifică la o hemoleucogramă, se fac și testele specifice pentru factorul reumatoid și se poate stabili dacă e una, dacă e alta. Dar se face distinția foarte clar între ele. Altceva, guta, pentru că avem și acest fenomen și avem un material exclusiv despre gută în care depunem acidul urii cristalizat la nivelul capsulelor articulare în interior și astea vor conduce la acea disfuncție, la acea imposibilitate de a te mișca. Dincolo de unde se depune, la nivelul articulațiilor sinoviale și la cot avem asemenea articulații, se mai depun și în anumite zone subcutanat, sub forma unor tofi, acele colecții ca niște chisturi pline de aciduric. Și îi vedem, îi simțim, iar odată cu întrebările, când le luăm istoric cu pacienților, vedem că poate fi vorba de așa ceva și atunci clar, nu mai discutăm că am discutat la gută, dar știm cum se poate afla și pozitiv acest diagnostic de gută. Ne rămâne să vorbim și despre ultima parte de țesut moale, despre nervi. Și când vorbim despre nervi, am zis că intrăm doar în doi, nervul nar Și la nervul nar cel mai păcătos aici este un sau hai să zicem două mai păcătoase, este sindromul cubital și vedem pe unde trece prin acel șans și vedem când acesta se irită din vari motive, activitate prea multă sau o lovitură directă, inflamație de la temer știi ce motiv. În momentul în care avem nervul nar afectat, Indiferent că e acest sindrom cubital, indiferent că am avut o traumă directă exact în fosa dintre epicondilul medial și olecran pentru că el merge liber ca o spaghetă groasă și îl simțim. Putem fi siguri că este vorba de el pentru că de cele mai multe ori iradiază, da? Poate să fie confundat și un canal guion cu un sindrom cubital, că vorbim de același nerv și să-mi dea iradierea periferică pe deget mic și jumătate din deget uh, inelar. Cei care nu ați văzut evaluarea cervicală, vă recomand că acolo am intrat în nervii periferici, cum facem testele, care sunt dermatomele afectate și așa mai departe. Și atunci putem să facem și testele, bazându-ne și pe ce am aflat de acolo. Iar pe nervul radial, cum știm că e vorba de el, și ziceam că voi reveni la acest aspect de nerv radial și tenis elbow, că putem vedea în imagine: nervul radial merge foarte bine pe sub extensor, pe sub brachioradial prin brahioradial și pe lângă brahioradial și uneori poate să fie confundat cu teniselbou, poate să fie și teniselbou și nervul radial iritat, poate să ajungă nervul radial iritat dintr-un teniselbou sau poate din activități și mă confrunt des în cabinet cu asta de la indivizi care fac breakdancing, de la fete și băieți care fac gimnastică, sar pe mâini, întorc, fac aparate și își folosesc cotul, uneori prin brachio radial, cum perforează mușchiul și trece prin el o parte a nervului radial, una merge pe lângă. În momentul în care mușchiul e smucit, alungit și nervul se irită, ce ziceam în episoadele anterioare că se întâmplă? mușchiul se contractă. Dacă mușchiul se contractă, un nerv iritat este prins în mușchi și se irită mai tare, care contractă mai tare mușchiul și tot așa este o horă, un lup, o buclă între iritare, contractură, iritare, contractură și tot așa, până încetează una. Până fie încetează nervul să mai fie iritat, pentru asta există medicație, fie încetează mușchiul să irite nervul și își oprește contractura. Fie este medicație, că avem -o relaxantele periferice, fie este decontractura care poate să o facă orice kinetoterapeut pregătit în asta, că nu este foarte complicat și este foarte eficient. Dar asta vom mai discuta și când ajungem la partea de recuperare în această zonă și discutăm de mult mai multe aspecte legate de ce facem atunci când depistăm că este vorba de o structură nervoasă iritată ca să treacă cât mai repede. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept în viitor să mă urmăriți pentru Noile serii, deși și pentru continuarea seriei acestea de evaluare. O zi bună, multă sănătate și numai bine!